Jucătorul liderului Ligii I de futsal, Auto Bergamo de Va, sunt într-o bine meritată vacanță. La finalul a două treimi din sezonul regular, Dorin Popa, președintele celor de la Auto Bergamo de Va, se declară mulțumit de evoluția echipei și de stilul de joc pe care l-a imprimat antrenorul Victor Acosta. Una peste alta a fost un sezon de toamnă, sau cum să-l numim, de un tur de competiție bun. Am început mai greu, normal, fiind jucători mai noi la echipă. În timp s-a cristalizat un stil de joc propriu, deci s-a văzut mâna antrenorului și am făcut treabă bună. Am terminat pe primul loc și ne gândim la rături, ce va urma. Vacanța nu este una prea lungă, jucătorii urmând a reveni la antrenamente pe 5 ianuarie. Este cert că la Deva a revenit Cristian Matei și va mai ajunge un brazilian experimentat, fiind posibile și una-două plecări. Aceste mișcări fiind făcute pentru atingerea obiectivului propus, cel de câștigarea titlului național la futsal. Ne vom reuni în data de 5 ianuarie, vom începe antrenamentele. La capitolul venire avem două noutăți și unul este Cristi Matei și a doua un jucător brazilian cu experiență. Încă nu putem să dăm numele. Așa de plecat probabil va fi una-două plecări, nu știu, încă nu e concretizat cine e. Deci vor rămâne cam în aceleași condiții numerice. Dar am optat pentru îmbunătățirea de experiență și valoare, pentru că obiectivul nostru este câștigarea campionatului, clar. În prima etapă din cel de-al treilea tur al sezonului regular, Auto Bergamo va sta, iar în runda a doua, pe 1 februarie, va juca acasă cu United Galați. Meciul este unul foarte important și dacă devenii îl vor câștiga, aproape cert vor intra în play-off de pe prima poziție, gălățenii care sunt pe 2 fiind la 6 puncte în spatele celor de la Auto Bergamo. Deci noi stăm prima etapă, după aceea se amână etapa a doua în care trebuia să jucăm cu Galați, se amână undeva în jurul datei din 1 februarie, am spus. Deci vom juca primul meci oficial acasă la Deva cu Galați la 1 februarie, în care e un meci foarte important. Dacă reușim să câștigăm, eu zic că în proporție de 90% avem asigurat locul întâi la sfârșitul sezonului. Sezonul regular din Liga 1 de futsal cuprinde 3 tururi, iar la finalul acestuia, primele două clasate se vor califica direct în semifinalele campionatului, în vreme ce echipele de pe locurile 3-6 vor juca între ele un tur suplimentar.